Înalta Curte de Casație și Justiție a atacat la Curtea Constituțională legea privind desecretizarea protocoalelor SRI cu instituțiile din justiție, printre care DNA și Parchetul General. Articolul 5 din legea privind declasificarea unor documente care nu reflectă nici eroarea judiciară și nici relația dintre documentele prevăzute la articolul 1 și cauzele în care operează revizuirea, creează premizele repunerii în discuție a hotărârilor penale definitive de achitare, de încetarea procesului penal și de condamnare pronunțate începând cu anul 2005, soluție legislativă care subminează principiul securității raporturilor juridice. Se arată, printre altele, în hotărârea Instanței Supreme de sesizare a CCR. Acest articol din legea atacată are următoarea formă. Cauzele în care au fost pronunțate hotărâri definitive și în care au fost administrate probe prin mijloace tehnice speciale în perioada de existență a documentelor prevăzute la articolul 1 și până la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt supuse revizuirii. Competența revine primei instanțe care a soluționat fondul cauzei. Din cei 111 judecători ai Curții Supreme, 82 au luat decizia de a ataca legea privind desecretizarea protocoalelor la instanța constituțională. Legea în cauză, care a fost aprobată acum o săptămână de Camera Deputaților ca și cameră decizională, a fost inițiată de liderul PSD Liviu Dragnea, președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu și de deputatul PSD Mircea Drăghici. Și senatorii PNL și USR au înaintat marți Curții Constituționale a României o sesizare de neconstituționalitate referitoare la legea privind declasificarea unor documente, informează un comunicat de presă al liberalilor.